Vouă străjerilor care v-am pus de strajă, zice Domnul, să străjuiți și să trâmbițați ceea ce vă spun eu să trâmbițați poporului. Stamena diote glai diote braiot, privez la unii străjeri, zice Domnul, și unii dintre ei, zice Domnul, prin Duhul Sfânt au ațipit. Au lăsat trâmbița jos, zice Domnul, unii privesc spre pământ, zice Domnul, la lucrurile de pe pământ și-au uitat, zice Domnul, să stea la îndemâna mea. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Voi, străjeri, dacă nu luați seama, zice Domnul, de atâtea ori am strigat, zice Domnul, și n-ați luat seama, și tot în ațipire ați rămas, zice Domnul. Iată, jemena diote glai diot, am să vă iau trâmbița din mâine, jemena glai diote braiot, și-am s-o dau la alții. Stamena diote glai diote braiot, străjerii mei care i-am pus pe ziduri, foarte puțini, zice Domnul, prin Duhul Sfânt au rămas de strajă și vechează asupra poporului, zice Domnul. De aceea, jemena diote glai diot, se întâmplă atâtea lucruri în poporul meu, zice Domnul. N-am treabă cu cel de afară, ci cu poporul meu din casă, zice Domnul. Menadio de glaidio de braiot, dacă nu veți lua seama, stamena glaidio de braiot, unul câte unul veți scădea, zice Domnul, pentru că menadio de glaidio de braiot, păcatul pune stăpânire. De aceea vecheați, zice Domnul, pentru că nu mai este mult și vin să iau mireasa, și cei ce au ascultat de glasul meu, zice Domnul, și-au trâmbițat când am vrut să trâmbiți, zice Domnul, aceia, zice Domnul, prin Duhul Sfânt vor avea parte cu mine. Acum este jemena diote glai diot și lasă jemena diote brai diote priot la hotărârea voastră. Dar iată ce zice Domnul, eu vă sfătuiesc, treziți-vă, luați seama, zice Domnul, la glasul meu, pentru că de atâtea ori am strigat și voi n-ați ascultat, zice Domnul, și tot așa ați rămas, jemena diote brai diot, în starea în care ați avut-o. Unii ba chiar mai rău, zice Domnul, dar iată ce zice Domnul prin Duhul Sfânt, nu este vreme ca să stați în ațipire, ci trebuie să vă treziți, să stați la îndemâna mea, zice Domnul, că am desfătuit poporul, jemena diote glai diote braiot. Am unele suflete de întărit, zice Domnul, am unele suflete de mângăiat, zice Domnul, dar n-am prin cine, zice Domnul, pentru că străjerii mei, zice Domnul, prin Duhul Sfânt au ațipit și stau în ațipire. Jemena diote glai diot, ia seama, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, că dacă nu vezi lua seama, jimenta la idiote braiot, vremurile care vin, zice Domnul, și se arată jemena diote braiot, nu sunt vremuri ușoare. Și dacă nu luați seama astăzi, jimenta la idiote braiot, în anul în care intrați, zice Domnul, stamana diote glai diote braiot, va fi foarte greu, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și unii jemena diote praidiot, va cădea de la
viață, zice Domnul, stamanta lie de glai, idiote braiot, ca venirea mea să nu vă prindă nepregătiți. Pregătiți-vă, zice Domnul, stamana diote glai, diote briot, la mulți haina le este pătată, la mulți haina le este mânjită, ridică spre mine mâini mânjite, zice Domnul, stamana diote brai, diote briot, popor de legământ, stamanta liete glai, diote braiot, și se întreabă unii de ce se întâmplă atâtea lucruri între voi. Iată ce zice Domnul, păcatul a pus stăpânire, trezește-te popor de legământ, pentru că dacă nu te vei trezi, zice Domnul, stamana diote glai, diote braiot, vei cădea pradă celui rău, stamana multe brai, diote privo, duhul de frică, zice Domnul, acela vine zremena, diote glai, diote praio, și iată vă descoperă o taină, nu este un duh de frică numai pentru un lucru, ci multe roluri are duhul acesta, și la mulți zremena, diote glai, diote privo, vine stamana diote glai, diote primo, și cei care-i dau voie și-l primesc în inimă, aceia cad, zice Domnul, pentru că gemena diote glai, diote braio, le este frică de multe lucruri, dar nu de mine, zice Domnul, eu vreau să aveți frică de mine, pentru că nimica nu vi se poate întâmpla rău, atâta vreme cât vă încredeți în mine. Amin.